Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, bunicii aflați în grija DGSPC Olt au avut parte de o surpriză emoționantă. Astăzi, la Căminul de Bătrâni din Slatina, conducerea instituției a organizat un spectacol dedicat vârstnicilor, care a inclus muzică, poezii cu mesaje profunde și coregrafii care au adus zâmbete pe chipurile bunicilor. E o zi plină de emoție și mereu când vorbim de persoanele vârstnice, direcția consideră că nimic nu este îndeajuns pentru a le face viața și zilele mai frumoase. Astăzi fiind într-adevăr o zi specială, ziua persoanelor vârstnice, pentru cei aproximativ 300 de beneficiari care sunt persoane vârstnice în toate centrele noastre din județ, a fost o zi specială. S-au pregătit pe lângă meniuri speciale, spectacole alături de partenerii noștri. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. După cum vedeți, au coborât un număr destul de măricel beneficiarii noștri, cărora le-am pregătit un moment de sărbătoare. Avem copiii de la Minulescu care o să le prezinte câteva cântecele, un moment artistic. Ansamblul Flori de Măr de la Curtișoara, care la fel o să încânte. Atmosfera a fost încărcată de emoții, iar mulți dintre vârstnici au fost copleșiți de bucurie, având lacrimi în ochi, în semn de recunoștință pentru gesturile de afecțiune. O zi frumoasă, vrem să o sărbătorim frumos, conjurați de oameni frumoși, spectacol, care e foarte frumos. Felicitări cine a avut ideea cu umbrelele, n-am văzut pe nicăieri așa ceva. Ce le urați semenilor dumneavoastră în această zi specială? Multă sănătate. O sărbătoare foarte interesantă și frumoasă, zic. Pentru vârstnici. Bucurie pentru dumneavoastră? Da, a fost cea mai bună, când au venit copii, au cântat, au jucat. Vă place? Cum să nu? Doamne, ferește, păi n-am fost și eu la școală să jucam pe scenă. Aveam câte două piese. Mi-era drag. De asemenea, bunicii care locuiesc în centrele rezidențiale din alte localități oltene au avut parte de spectacole și mici surprize, demonstrând astfel că, în această zi dedicată persoanelor vârstnice, iubirea și atenția față de ei sunt mai importante ca niciodată.